Începerea anului școlar a adus și o explozie a ofertei de locuri de muncă în educație. Volumul joburilor din acest sector a crescut cu 30% față de iunie și de iulie, potrivit datelor Best Jobs. Însă sunt căutați profesori cu experiență, deci absolvenții sunt din start dezavantajați. Eliza Ionescu a terminat facultatea de litere anul trecut și încă nu a reușit să-și găsească un loc de muncă în învățământ. Am tot căutat pe mai multe platforme de angajare și am văzut că foarte mulți cer experiență și mi este destul de greu pentru că în timpul facultății nu am avut cum să acumulez experiență și asta este un pas destul de dificil. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, oferta este de două ori mai mare, însă Marian Staș, expert în educație, are o explicație. Fenomenul e cronic, dar el s-a amplificat pentru că o bună parte dintre profesorii care ar fi putut să iasă la pensie au decis că a venit timpul ca să retragă. Și atunci, evident, asta creează o presiune în plus pe un sistem și așa îmbătrânit din punctul de vedere al resursei umane. Marian Staș a mai spus și că modalitatea în care viitorii profesori sunt evaluați ar trebui schimbată și asta deoarece în stadiul în care este acum nu dă roade. La intrare în sistem, modalitatea în care tinerii care doresc să devină profesori se formează este una, în opinia mea, inadecvată și asta creează iarăși reticență, rezistență și acest dezechilibru între cerere și ofertă.